Scandal la Iași după ce avocata Diana Ivanovici, sosoacă, a ajuns din nou în centrul atenției. În cursul zilei a intrat într-o piață din Iași pentru a contesta noul set de măsuri restrictive al guvernului, implicit închiderea piețelor și forțala oamenilor de a apela la supermarket. Candidata din partea partidului Alianța pentru Unirea Românilor la alegerile din 6 decembrie, Diana Șoșoacă, s-a arătat revoltată de decizia Comitetului pentru Situații de Urgență de a închide piețele. Deci nu trebuie să permiteți să vi se închidă hala, da? Da? Pentru că românul e prea obedient, stă ca fraierul și închide. Nu mai înghițiți. Este dreptul vostru de a anunci, doamnă, da? În condițiile în care hipermarketurile nu se închid, n-au de ce să vă închidă și pe noi. Avocata a amenințat că va ataca în instanță hotărârile cabinetului Orban, care ar intra în vigoare de luni. Și o să vorbesc cu avocații noștri să atace aceste hotărâri. Sunt discriminatorii. Închide și supermarketul. Și oamenii nu mai au posibilitatea să-și mai cumpere mâncare naturală. Păi ce facem? Îmbogățim hipermarketurile străinilor și românii noștri mor de foame? Aceasta a intrat în conflict și cu poliția locală, după ce i s-a atras atenția că nu poartă mască. Am 22 de cercetări științifice de la Oxford și Harvard care spun că nu folosește la nimic masca.